4 din 10 angajați din lume susțin că sunt dispuși să utilizeze inteligența artificială, precum programe de tip ChatGPT, pentru a-și finaliza activitățile de la locul de muncă. Între timp, bățenii susțin însă că nu cunosc cum să se folosească de inteligența artificială și nici măcar ce este aceasta. В интернете сижу, но эти последние не использую. Нет, мне не интересно это. Ну, как мне интересно? Не знаю, детям интересно, мне нет. У меня как-то свои есть интересы. Не очень часто я ими пользуюсь. Чаще всего это Google, окей, Google. И все, я там спрашиваю и нахожу ответ, который мне нужно. Ну, философ дефил. Зачем? Ну, плачь. Я кое-что чего не могу купить, когда я клукрез, нам, когда это. Знаете, не знаю, что вам сказать. Păi chiar și internet, folosești de unii, tot să zic ziua de azi trăiesc cu așa ceva. Totuși, tinerii spun că apelează mai des la chatul GPT pentru scrierea temelor de acasă și realizarea proiectelor. Îl folosesc pentru să aflu lucruri noi, temele le ajută și cam atât, în general. Câteodată doar dă răspunsuri corecte. De multe ori trebuie să mă descurc singur. Chat GPT, în general, inteligența artificială lucrează foarte bine. Rar folosesc pentru personal, dar des folosesc doar pentru temele acasă. Dacă cinstit, eu am încredere în el, pentru că în loc să caut, mai bine mă încredințez în el. Plus, cred că se dezvolt mai departe. Eu am aflat de mult de el, vreo două luni urmă, îl folosesc în social media. Anume despre content planuri, este folositor nu doar pentru în acest domeniu. Oamenii mei folosesc inteligența artificială pentru recomandarea produselor, oferirea sfaturilor, realizarea proiectelor, montarea, editarea fotografiilor și video.